Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Bună seara, doamnelor și domnilor, și Hristos a înviat. Este salutul nostru frumos în aceste zile. Sunt fericit că în această seară sunteți împreună cu noi și sper să rămâneți toată ora, pentru că ceea ce va urma este ceva extraordinar din punctul meu de vedere. Sper că și din punctul de vedere al dumneavoastră. Oare ar fi putut frații noștri evrei din întreaga profeție biblică vechi testamentală să-L recunoască pe Iisus Hristos ca Mesia? Este o întrebare care se pune de 2000 de ani de către toți cei sinceri și uneori nouă ni se pare foarte simplu. Da, Isaia 53 spune despre faptul că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor și noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lor, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădlegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ni se pare simplu să direcționăm textul din Isaia la viața Domnului Iisus Hristos. Mi se pare simplu să vorbim despre anumite profeții ale Vechiului Testament care se referă la Domnul Iisus Hristos, însă erau și altfel de profeții. De exemplu, Psalmul 45 spunea: războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Cei din Israelul secolului I așteptau un războinic care să vină și să fie cel mai frumos dintre oameni, să scuture jugul roman. Aveau și ei anumite argumente. În această seară ne vom ocupa de unul dintre psalmii mesianici. Probabil unul dintre cele mai grele, una dintre cele mai grele lecții pe care le putem avea în aceste zile, mai ales că noi nu suntem obișnuiți cu buchisirea textului biblic, noi vrem TikTok, ceva repede, ultra clar și gata, trecem mai departe. Însă în seara asta vă invit să vă luați timp și să stați împreună cu noi, pentru că avem împreună cu noi în această seară probabil cea mai mare autoritate din domeniul ebraicii din România, din punctul meu de vedere. Bun venit, doamnei profesoare Madea Axinciuc, profesor universitar doctor la Universitatea din București. Bine a venit, Madea, mă bucur foarte mult să te văd. Mă bucur enorm. Foarte frumos că ai venit. Cu mare drag, Cornel, ca întotdeauna. Ia un loc, nu ne-am mai văzut de mult. Tot zicem că ar trebui să facem, da, mai des. Așa emisiuni. Am spus, tot timpul spunem asta, dar reușim din când în când. Poate reușim, poate reușim. Da. Aveam dreptate în introducere că nu. E simplu să atribuim niște texte din Vechiul asta, Testament? Da. Asta cu siguranță. Și de obicei oamenii trec peste texte destul de ușor, mai puțin în cazul în care textul începe să vorbească la un moment dat așa, în singurătatea omului, când are el nevoie. Atunci lucrurile se așează, dar altfel, de obicei, trec pe lângă noi, ni se dau înțelesuri, ni se interpretează de către alții, până nu ajungem noi față în față cu textul care revine singur după o vreme. De aceea și auzitul ăsta, chiar dacă vine de la ceilalți, la un moment dat se întoarce și vocea lăuntrică răspune versetele în cele mai importante momente, atunci când avem nevoie de ele. Știi, aș fi vrut să mă fac mic și să fiu și eu pe acolo printr-o tufă pe drumul spre Emaus, când se zice că Domnul Iisus s-a apropiat de cei doi ucenici care mergeau de la Ierusalim la Emaus și zice că a început de la Scriptura aceasta și le-a predicat din toate Scripturile ce era cu privire la El, toate Scripturile lui Moise. Aș vrea să stau și acolo și să ascult, oare care au fost textele acelea, care au fost argumentele? Da. Bine, eu am predicat deseori din pasajul acesta și imediat mă duce cu gândul la Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Apoi vorbesc despre toiagul de cârmuire din Șilo, din seminția lui Iuda, apoi vorbim despre profeția lui Balaam. Îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu aproape, o steară sa din Iacov și un toiac de cârmuire din Israel, și vorbim despre magii care au venit de la Ierusalim din răsărit și despre cartea lui Mica și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile căpetene. Sunt foarte multe argumente pe care noi creștini le aducem. Foarte multe din Vechi Testamentare. Da, în ceea ce privește personalitatea lui Mesia. Astăzi însă te provoc și te rog să-mi dai puțin cartea albastră,
să arăt dragilor noștri privitori. Te provoc să, iată, doamnă și domnul, Biblia Hebraică, Cartea Psalmilor, ediția bilingvă 1.50. Coordonator este doamna profesor Madea Axinciuc, lectura limba ebraică prim rabin Rafael Schaffer, o ediție bilingvă, o traducere mai nouă a Vechiului Testament în limba română, după cele mai riguroase criterii lingvistice. Da, o traducere academică, de fapt, neconfesională, nu este, deci, așezată confesional, și lucrul acesta cred că e foarte bun. Este o traducere nepărtinitoare. Nepărtinitoare, minunat. Care, de fapt, excelează astăzi, doamnelor și domnilor, vorbindu-ne despre Psalmul 22. Psalmul 22, un psalm atât de cunoscut de către creștini, pentru că are niște elemente pe care profeții Noului Testament le identifică ca fiind sigure în ceea ce privește împlinirea lor în persoana Domnului Iisus Hristos, în Mesia. Ba, unii au fost acuzați că au răstălmăcit psalmul acesta, care nu era chiar așa la început, ci s-a modificat după moartea lui Iisus ca să se potrivească oarecum cu toată această teologie. Doamna profesoară, aveți cuvântul să ne vorbiți despre Psalmul 22 în ansamblu. Ce este cu psalmul acesta? Aveți o expresie acolo la început, în traducerea, spre exemplu, pe care o am eu aici, care este folosită de destul de mulți creștini, cea lui Dumitru Cornilescu. La un moment dat zice, cerboaica zorilor. Ce înseamnă către cerboaica zorilor? Da, Cornel, îți mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna vin cu mare bucurie, pentru că alături de tine întotdeauna discuția reușește să intre mai profund pe texte și să lege lucrurile în moduri extraordinare. Întotdeauna învăț de la tine când vin la emisiunea ta. Eu da. Sigur de la tine învăț. Și acest psalm pe care l-ai ales este un psalm foarte greu, însă de o frumusețe rară, și într-adevăr această primă sintagmă care apare în ebraică, și sigur noi am tradus-o către mai marele cântăreților în primul verset, Ala Yelet HaShachar, am lăsat sintagma ca atare transliterată în ebraică, imediat voi spune de ce, o cântare a lui David, dar apar mai multe traduceri pentru ea. Apare o cerboaică a zorilor, căprioara zorilor. Ce este de fapt? Se cântă ca și, se zice. Se cântă ca și, iar în ebraică aceste indicații, care sunt tehnice și sunt de obicei legate de felul în care urmează să se cânte psalmul, deci aceste indicații pot avea mai multe sensuri. Fie se referă la o melodie, a se cânta după căprioara zorilor, așa cum se cântă acea melodie, care poate că era o melodie cunoscută, un cântec care se cânta, fie poate să însemne după cum este căprioara zorilor, adică după cum e căprioara în zori, ca ritm, să se cânte rapid și zburdalnic după cum zburdă căprioara în zori. Această prepoziție al poate să însemne pe, peste, după cum, asemeni. Deci poate să aibă un ritm mai vioi, mult mai vioi, precum căprioara care zburdă în zori. Un sens însă foarte interesant este căprioara zorilor cu referire la steaua, steaua dimineții, și apare această interpretare, mai ales pe linie rabinică, adică este un psalm care se cere cântat după momentul în care apare această stea, care este de fapt nu steaua dimineții. Dintre stele, da, s-a tot discutat, care dintre stele seamănă cu o căprioară, și există într-adevăr o stea care este pusă în legătură cu acest verset anume, și anume capela, care se și traduce prin căprița sau căprioara, care este în constelația Auriga. Foarte interesant acest aspect, și se pare că se cânta deci de dimineață, pentru că Shahar înseamnă zori, dimineață. Se cânta dimineață și probabil se cânta când era această stea pe cer. Foarte frumoasă această legătură. De ce? Pentru că templul din Ierusalim știm că funcționa în consonanță cu
soarele, dar iată și în consonanță cu stelele. Este una dintre puținele referiri la stele, la, nu la cerul nopții. Când răsărea prima rază a soarelui și trecea dinspre muntele măslinilor, nu, cobora și intra, pătrundea în templu, atunci, practic, începea serviciul divin. De acolo vine Hristos când intră în cetatea Ierusalimului, fiindcă El este lumina care vine de la răsărit și, deci, cel care vine călare pe mânzul Asinei, vine dinspre muntele măslinilor și intră în cetate, pe acolo intră în cetate. Ei bine, și această stea care este, nu, este steaua care călăuzește și de aceea am dorit să vorbim puțin despre ea, fiindcă e foarte probabil să aibă valențele mesianice ale stelei care, nu, iată, conduce către Mântuitorul. Da, cred că e foarte interesant. Ce frumos, ce frumos ai predicat în câteva momente. O să preluăm pe TikTok această introducere. Cornel, mai probabil. Este ceva, Shahar, care înseamnă dimineață, zori, de fapt, zori. De la același termen avem negru, shahor, shahar, shahor. Când se luptă Iacov cu îngerul, ni se spune că se luptă până când se ridică negrul nopții. Se spune până vin zorii, dar de fapt în ebraică până când se ridică negrul, adică până când pleacă tot întunericul, până când pleacă toată noaptea. Iar aici este această stea, steaua dimineții, care de fapt vine să lumineze noaptea. Asta înseamnă în ebraică, este o stea care răsare, care este a dimineții pentru că ea luminează noaptea. Dai voie să fac o corespondență cu Noul Testament? Neapărat. Există în întâia carte a Apostolului Petru un text fabulos care zice, cred că este la 1 Petru, capitolul 1, versetul 20. Hai să nu mai fac de râs, să nu fac de râs, zice așa. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va lăsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Minunat. 2 Petru 1 cu 19. Cea mai frumoasă corespondență posibilă pentru această sintagmă, de obicei trecută cu vederea. Trecută cu vederea pentru că este destul de enigmatică. Foarte frumos. Ne izbește Madea primul verset. Pentru că știm că a fost rostit de Domnul Iisus Hristos ca fiind una dintre cele 7 expresii pe care El le-a rostit în timp ce era pe cruce. Iisus pe cruce n-a vorbit decât 7 propoziții. Una dintre ele a fost aceasta și un episcop celebru, episcopul Ryle, spunea că acest text probabil că este cel mai greu de înțeles din Sfânta Scriptură. Dumnezeule al meu, ai tradus tu foarte frumos, Dumnezeule al meu, pentru ce m-ai părăsit sau de ce m-ai părăsit? Da, Cornel, de aceea am și spus că ai ales un psalm foarte greu. În primul rând, acest verset cu care se deschide abrupt și radical psalmul. Noi, cu echipa noastră, sigur, am făcut o traducere foarte apropiată ca limbaj de zilele noastre și varianta pentru ce e foarte frumoasă. Este puțin mai veche, dar e foarte încărcată. Sunt valabile amândouă. Dumnezeule al meu, Dumnezeule al meu, de ce m-ai părăsit? Așa apare. Eli, Eli, lama azaftani, este în ebraică, însă versetul este reluat în Noul Testament, în aramaică, sigur. Lama sabachthani. Da. Apare lama sabachthani, fiindcă aceasta e transliterarea din textul grecesc în textele noastre, însă în aramaică este shevachthani, este verbul shevach, shavach, care înseamnă a abandona, a lăsa, a părăsi. Este același verb. Verbul azav din ebraică este verbul corespondent. Ce face Iisus pe cruce, din perspectiva ta, citează din Psalmul 22 sau este o trăire profundă, personală a Psalmului 22? Ce întrebare nemaipomenită, Cornel! Dacă pui așa întrebarea, aș spune că de-abia acum se întemeiază acest verset din Psalmul 22, adică prin rostirea lui de către Hristos, acest verset acum se naște în ceea ce are el mai profund. Chiar dacă, sigur, el prefigurează
într-o manieră extraordinară, măiastru, prefigurează, nu, îl prefigurează pe Mesia, în momentul rostirii lui, acest verset devine întreg, devine împlinit, devine deplin. Dacă este vorba despre Hristos, evident, tot ceea ce spune este cu valoare de scriptură. Prin urmare, oricare dintre cuvintele Mântuitorului sunt pentru noi scriptură. Sigur că ceea ce s-a păstrat noi ținem ca fiind Evangheliile sau Noul Testament, ce s-a povestit despre sau ceea ce a spus Mântuitorul. Dar asta înseamnă, dacă suntem un pic mai aproape de perioada respectivă, că tot ceea ce a spus Hristos are acest statut de, foarte frumoase de rostire, cuvinte. De rostire foarte adâncă a ființei noastre și de punerea noastră în legătură cu Divinul prin fiecare cuvânt. Așa că acest verset este izbăvit prin rostirea lui Hristos pe cruce. În acest moment el devine desăvârșit, în acest moment el își capătă splendoarea și profunzimea, pentru că până atunci el doar anunța asemeni stelei. Orice este o stea pe cer, pe, nu în comparație cu soarele. Cam aceasta ar fi de fapt comparația. Ce anunță o stea prin comparație cu ceea ce poate să aducă soarele? E interesant aici și faptul că apare Eli, Eli în ebraică, în aramaică la fel, chiar dacă pe linia limbii aramaice s-a păstrat și varianta Eloi sau Aloi, s-a transliterat diferit, Dumnezeule al meu, fiindcă El este Dumnezeu, I, acel I arată, nu, persoana întâi, desinența pentru, sufixul pentru persoana întâi, al meu. De aceea spuneau unii că îl cheamă pe Ilie, pentru că așa începe numele lui Ilie, Eliahu. Și atunci, de aceea această asemănare, care în limba română s-a pierdut, nu? Așa că atunci când îi se spune, poate, nu, îl striga pe Ilie, de ce se consideră că îl striga pe Ilie? Ei bine, din cauza acestui nume, fiindcă numele lui Ilie așa începe în ebraică, Eli, Dumnezeul meu, Eliahu, Dumnezeul meu este Domnul, este numele lui Ilie. Da, foarte interesant. Eu am și un studiu personal al acestui verset rostit de Iisus și cred că rostirea aceasta este cea mai puternică dovadă a faptului că Iisus nu juca o piesă de teatru, în sensul că El a spus înainte de patima Lui, voi merge, voi fi răstignit, a treia zi voi învia. Însă am găsit niște comentatori, cred că sunt geniali, care spun în felul următor. Când Iisus rostește aceste cuvinte, El chiar se simțea părăsit de Dumnezeu, pentru că apostolul Pavel spune în a doua Corinteni 5:21, pe cel ce n-a făcut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Deci Iisus în acel moment reprezenta păcatul omenirii și speranța nu s-a înfățișat înaintea Lui cu vestea ieșirii biruitoare din mormânt, nici măcar acceptării de către Tatăl a jertfei sale. De aceea El moare singur, fără Dumnezeu și printr-un gest al credinței supreme își încredințează viața în mâna Tatălui, nu pentru că îl simte neapărat, ci pentru că sentimentele sunt subordonate credinței. Și de aceea Iisus moare singur pentru ca eu și cu tine să nu mai morim singuri niciodată, să fim de mână cu Dumnezeu. Deși El nu era singur, pentru că Biblia spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Asta mi se pare esența lucrurilor, chiar dacă avea da, și sentimentul, cum spui, Cornel, singurătății. Foarte frumos spui tu aici, de fapt, este asumarea condiției noastre în acest strigăt. Noi strigăm aici, noi oamenii strigăm prin Hristos și atunci asumarea deplină a condiției noastre umane înseamnă și asumarea până la capăt a suferinței și a trupului așa cum este El, nu cu alte puteri, nu cu alte capacități care să îi stompeze sau să nu, pentru că aceasta ar fi însemnat să intervină. Ori această intervenție ar fi însemnat nu neascultare. Pentru că El a acceptat și a venit și a dorit să vină pentru noi, ceea ce înseamnă că a asumat de bună voie până la capăt această condiție. Asumarea până la capăt a condiției umane este un gest incredibil. Este un gest care pentru noi, care ne doboară, pe care noi nu-l putem înțelege cu mintea.
cum Dumnezeu coboară și se poate, nu, face om. Cum se poate face om? Asta înseamnă cum poate să sufere până la capăt prin acest trup. Ei, iată că acest lucru se întâmplă aici, asumarea până la capăt a suferinței și a trupului așa cum este el, fără nicio altă îmbunătățire, pentru că ar fi putut să nu sufere, da, ar fi putut să nu sufere, ar fi putut să se tămăduiască, da, ar fi putut să plece de pe cruce. Sigur că ar fi putut în fiecare moment. Ar fi putut să facă să țâșnească un geyser de izvor drag pe fața lui, să se bea, să se sature, pentru că el este acel creator care a inventat și izvoarele și totuși n-a făcut. Însă a dorit să fie lângă noi, deci să preia trupul cu tot ceea ce este el, să treacă prin trup pentru noi, fiindcă astfel se deschide pentru noi calea trupului nostru spre mântuire, fiindcă întotdeauna ea va trece pentru noi, noi fiind în trup, prin trup. Deci prin acest trup trebuie deschisă calea către noi, fiindcă noi acum suntem în trup și atunci izbăvirea așa vine la noi. Ne largă timpul cu tine întotdeauna, trebuie să galopăm prin acest psalm ca să ajungem la câteva momente pe care le-am stabilit ca o căprioară. Așa că o să-i dau citire din versiunea mea sau poate din versiunea ta. Nu, din versiunea Cornilescu întâi și apoi. Pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și îi zbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor, disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul. Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubește. S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul. Versetul 8. Știi ce zice Giovanni Papini despre momentul acesta? Zice așa. Ce păcat că romanii nu îngăduie străvechea noastră osândă. Te-am fi îmbrăcat într-un suman de pietre. Te-am fi ascuns sub o munte de bolovani. Nici crucea nu-i cine știe ce era. Dar dacă străinii aceștia n-ar fi lăsat să dăm măcar o dată cu ciocanul, n-ai poftă de a propovădui? De ce nu binevoie să ne botezi și pe noi? Și zice, Dumnezeescul țintuit tace. Sfârșirea frigurilor ce prind al scutura nu este atât de grea ca vorbele fraților care îl răstignesc a doua oară pe crucea înspăimântătoarelor neștiințe. Zim cum e cu asta. Acesta este, da. Să-l izbăvească Domnul, s-a încrezut în Domnul. Da, aș citi un pic versetul și 8. În ebraică este 9. Noi avem așa, o traducere un pic diferită, nu foarte diferită, pentru că ambele sunt plauzibile. Mă batjocoresc toți cei ce mă văd, este la 8. Marele e gura și clatină din cap. Întoarce-te spre Domnul. El îl salvează, îl scapă, căci pe plac îi este. Noi aici chiar am pus îi este cu î mare, cu majusculă, pentru că este vorba despre Hristos, dacă este psalm mesianic, sau despre Mesia, dacă este vorba despre spațiul iudaic, fiindcă am spus că traducerea e neconfesională. Deci este vorba despre Mesia, în cazul nostru este vorba despre Hristos. Și atunci El îl salvează, îl scapă, căci pe plac îi este, adică Hristos îi este pe plac. Acest verset, dacă îi mai dai o dată citire în varianta lui Cornilescu, s-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul. E, aici traducerea spune cu totul altceva. Este pusă vorba în gura celui rău. Și ca și cum cel rău spune despre cel bun, adică despre Hristos, iată, s-a încrezut în Domnul, uite unde a ajuns, este pe cruce, Domnul să-l salveze. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Da. E foarte important că suntem la un moment tensionat și, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu plecați, rămâneți cu noi, ne întoarcem câteva momente cu doamna profesor Universitat Dr. Mandea Axinciuc.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la știrea cea bună. Rămâneți cu noi. Împreună cu noi se află doamna profesor universitar dr. Madea Xinciuc. Mă bucur că ați deschis televizorul în seara aceasta pentru că studiem ceva extraordinar. Psalmul 22, un psalm mesianic. Am ajuns la o propoziție extraordinară. Versetul 8. S-a încrezut în Domnul să-L izbăvească Domnul. Să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da. Dacă se merge pe această traducere, pe care o face Cornilescu și o face foarte bine și este plauzibilă, și anume cel rău spune s-a încrezut în Domnul acesta să-L mântuiască, atunci înseamnă că cel rău nu își bate joc de cel care este pe cruce, fiindcă nu fiind psalm mesianic, este clar aici momentul crucificării. Dacă însă ne uităm atenți la varianta ebraică, nu la varianta grecească, Cornilescu a fost atent și la varianta ebraică, întoarce-te spre Domnul, El îl salvează, îl scapă, căci pe plac îi este, poate fi și un îndemn al psalmistului, care descrie toată scena și care spune, întoarce-te spre Domnul. Când ajungi într-un astfel de moment, întoarce-te spre Domnul, fără nicio altă răutate. El îl salvează, El îl scapă, acum pe acesta care suferă pe cruce și care a strigat, nu? Ce a strigat în primul verset, El îl salvează, îl scapă, căci pe plac îi este. Ce lucru nemaipomenit, în ebraică apare gol el Adonai, efaltehu. Gol, rădăcina înseamnă și a te rostogoli, a te prăvăli, a te duce rostogolindu-te. Adică poate să însemne și rostogolește-te către Domnul, du-te către Domnul. Adică, chiar dacă ar trebui să faci de berbeleacu. Da, rostogolirea înseamnă o viață foarte grea. Când pleacă Ilie, pleacă din Gilgal. E aceeași rădăcină, Gilgal, sunt importante consoanele, G-L, G-L, aici e gol, gol el Adonai, adică pleacă din Gilgal, adică din locul în care sufletul se rostogolește și știm că ajunge la Beit El, apoi la Jericho, apoi toate aceste nume sunt foarte importante. Gilgal, rostogolirea ține de zona cea mai precară, cea mai întunecată a sufletului care se rostogolește în agonie, se rostogolește de suferință. Iar aici versetul în ebraică înseamnă acest lucru, în această rostogolire, în această suferință care înseamnă că sufletul se tot amestecă cu trupul, se tot amestecă și nu găsește scăpare, aici ni se spune gol el Adonai, rostogolește-te către Domnul. Adică și dacă ai impresia că nu ai nicio cărare și că mergi aiurea și te rostogolești și atunci lucrul acesta să-l faci cu credința că mergi spre Domnul. Este un lucru foarte special. Că una este să știi care e ținta și unde te duci și să spui îmi asum asta și merg spre Domnul. Și alta este să nu mai ai nicio speranță, să fii dus în stânga și în dreapta și în acel moment tu să fii sigur că prin aceste lucruri care te rătăcesc, tot la Domnul ajungi. Și că oriunde te-ar duce ele, tot la Domnul ajungi, chiar dacă tu nu ai pe linia aceasta trupească, mundană, o cală e clară. Nici măcar pe linia minții tale nu ți-e clar unde te duce, ce se întâmplă cu tine. Dar să crezi că te duce la Domnul. Acesta este îndemnul care, sigur, poate fi îndemnul celui rău către Hristos sau poate fi îndemnul psalmistului. Nici nu mai contează, pentru că îndemnul este foarte adevărat. În acela crede, către el se duce și este evident lucrul acesta, de aceea nu face nimic, dar batjocorirea vine prin faptul că cel rău îi spune acela să-l salveze, nu? Dacă în Domnul crede, Domnul să-l salveze. Și acum să se întâmple. Neapărat. Acum să se întâmple, să vedem noi această minune. Ce este interesant este că așa s-a și întâmplat, fiindcă se întâmpla minunea sub ochii lor, și anume că Domnul răscumpără trupul omului. Și într-adevăr, asta se întâmplă sub ochii lor, ceea ce ei spun, Domnul să-l salveze, fiindcă prin ce face Hristos pe cruce ne salvează, pe ei absolut îi salva. Deci pe ei îi salva în acel moment cel care credea în Domnul, dar ei nu au văzut lucrul acesta și au incriminat propria lor salvare. Exact ca la Bilam, Valaam, Balaam s-a tradus, nu, cu măgărița pe care Bilam vrea să o ucidă. Pentru că spune că nu mai ascultă și face numai lucruri care
care arată lui că nu ascultă de el. Nu? Și vrea să omoare Măgărița, Măgărița care l-a salvat. Măgărița este singura care l-a salvat în tot acel peisaj, cu tot alaiul dregătorilor. Măgărița a fost singura care i-a salvat viața. La fel și aici, pe acela care le salvează viața în acel moment, ei îl batjocoresc, dacă mergem pe această traducere. Extraordinar. Să trecem la versetul 12, avansăm un pic până la versetul 16. O mulțime de tauri sunt în jurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea, ca un leu care sfâșie și răgnește, am ajuns ca apa care se scurge, toate oasele mi se despart, mi s-a făcut inima ca ceara, se topește înăuntrul meu, mi se usucă puterea ca lutul, mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți îmi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Observ că David scrie cu sute de ani înainte despre această suferință în detaliu. În detaliu, cu străpungerea mâinilor și a picioarelor, ceea ce nu se practica prin zona respectivă. Cum vezi tot acest ansamblu de texte? Este evident un text revelat. Psalmii sunt o revelație, ceea ce înseamnă că psalmistul a scris, punând în scris cuvintele Duhului. Și poate nu le-a înțeles atunci și cu siguranță nu le-a înțeles de plin, fiindcă este vorba despre profeție mesianică. Și deci aceasta înseamnă să fii cu adevărat profetul Domnului, să asculți, să pui în scris și să transmiți și lucruri pe care încă nu le vezi sau pe care încă nu le pricepi până la capăt, dar prin credință și prin ascultare le faci. Aceasta este, de fapt, măreția literaturii revelate. Nu oricine poate fi profet și nu oricine poate scrie după voința Domnului. Pentru că noi vrem să intervenim. Noi, dacă nu înțelegem și nu punem sub semnul întrebării lucrurile, nu acceptăm nici măcar să discutăm, dar minte să punem în scris. Așadar, este clar că psalmii sunt inspirați. Numai aceasta poate fi explicația. Psalmul este un psalm inspirat. Da, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Care este însemnătatea profundă acestor cuvinte? Versetul 16, ultima parte. La versetul 16, în 15 în ebraică, e foarte grăitor, fiindcă apare aici și apa în același verset. Deci apar două lucruri. Pe de o parte apare apa, care este elementul cel mai kamaim nishpachti, precum apa am fost împrăștiat, vărsat. Apa este elementul cel mai fluid, cel mai moale, care sigur că face aici referire și la sângele lui Hristos și la apa, nu? Apa din trupul lui. După care ni se spune, toate oasele mele, osul este etzem, în ebraică este esența. Este elementul cel mai puternic, cel mai tare din trup. Asta înseamnă că, deci, de la apă până la oase, toate s-au desfăcut. Toate s-au destrămat și au făcut loc. Acum, acest lucru nu este tocmai ușor de înțeles. Noi am tradus, uitați, la 15, ca apa am fost vărsat și oasele toate mi s-au desfăcut, am spus noi. Inima mea era ca ceara topită între măruntaiele mele. De ce este important? Și inima care se topește între măruntaie. Pentru că avem aici o modalitate de a așeza trupul foarte dezmembrat, nu vătămat, fiindcă nici un oscior nu se rupe. Deci nu este nimic vătămat. El rămâne întreg. Străpungerea nu înseamnă că ceva este vătămat, ci el rămâne întreg, curat și desăvârșit până la capăt, trupul. Dar ce înseamnă că el se desface? Înseamnă că pe acolo nu se face loc. Și se face loc de către cei răi. Pentru că acolo înseamnă că pătrunde prezența Domnului.
prin acele dureri, prin acele suferințe, Domnul pătrunde până la nivelul trupului. De ce fac această legătură? E vorba de a lăsa oasele cu spații între ele, de a împrăștia apa. Pentru că la fel s-a întâmplat tot cu Iacov, dacă ne gândim acum la lupta lui Iacov, nu? Acum câteva minute. Ce este important acolo? Că este vătămat la nivelul coapsei, dar de fapt ce este important? Că este dislocată coapsa și ce este important? Că va șchiopăta. Și de fapt ce este important? Golul acela. Și anume că între coapsă și trunchi apare această ruptură care de fapt leagă. Cine leagă? Divinul leagă, care este nevăzut. Așadar, această dezmembrare înseamnă să faci loc golului, care înseamnă cel fără de chip. El se lasă pătruns de divin. Asta înseamnă. Chiar dacă, adică ei nu reușesc să-l vateme. Intenția lor asta a fost. Dar ei nu reușesc să-i zdrobească măcar un os. De ce? Fiindcă Domnul se dă la o parte. Următorul text spune, toate oasele aș putea să mi le număr. Da, pentru că Domnul se dă la o parte. Ce înseamnă că se dă la o parte? Înseamnă că întoarce obrazul. Adică, fiindcă dacă nu întorci obrazul și dacă te opui, oasele sunt vătămate și trupul este vătămat. Asta arată că a lăsat trupul până la capăt și nu s-a opus deloc. De aceea ele s-au dat la o parte și nu s-au strivit. Și de aceea înseamnă, deci, că a lăsat divinul, s-a lăsat în mâna Domnului fără frică. Asta înseamnă, până la capăt. Asta înseamnă că divinul a umplut trupul acesta. Fiindcă divinul nu are, este Duhul Domnului, este cel fără de chip, cel care atunci când intră în trup, nu vatămă și nu are nevoie de uși, de ferestre și de oase zdrobite, ci pătrunde oriunde îi se face loc să pătrundă. Și leagă. Așa că unde ei au făcut loc și au vrut să zdrobească, Domnul a lăsat să se întâmple și a lăsat să se vindece trupul nostru. Asta înseamnă. De aceea acest verset este puțin mai spectaculos decât pare, cu această desfacere a oaselor. E foarte interesant. Cum se desfac oasele? Cum adică se desfac oasele? Din articulații. Da, se desfac. Exact ca în cazul lui Iacov, unde se spune tot așa, că i-a desfăcut șoldul, i s-a desfăcut șoldul. La atingere divină i s-a desfăcut șoldul. Mergem mai departe. Toate oasele aș putea să mi le număr. Este preluat acest text de un martor ocular la răstignirea Domnului Iisus Hristos și vorbește despre faptul că atunci când călăi au venit să zdrobească fluierele picioarelor tâlharilor, lui Iisus n-a mai fost nevoie să-i zdrobească fluierele picioarelor pentru că el murise. Da. Se făcea asta ca să nu plece de și pe cruce. Și să nu poată să... Da. Da. Și iată că toate oasele aș putea să mi le număr. Cum înțelegi acest text? Acest text în ebraică este asaper kolatz motai. Pot să număr, voi număra, adică voi putea întotdeauna să le număr. Este, în ebraică nu există viitor. Este acțiune care începe și nu se încheie. Asta înseamnă că eu, nu este la persoana întâi, eu aș putea, voi putea, pot întotdeauna, până la capăt, să număr toate oasele mele. Adică ele vor rămâne întregi și nevătămate. Asta arată și că desăvârșirea noastră vine prin coborârea în trup a Domnului, care sfințește trupurile noastre, nu doar că le sfințește, nu lasă să fie atins nici măcar un os din oasele noastre și toate vor fi întregi și desăvârșite, fiindcă trupul lui a fost adus la această desăvârșire. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Pentru că mașa mea au tras la sorți, zice chiar evanghelistul Matei. Da. Iată un mod foarte interesant de a revendica îmbrăcămintea acelui răstignit peste veacuri, care se întâmplă ad literam în procesul crucificării Domnului Iisus. Spune versetul că și-au împărțit între ei hainele, însă levușii
Nu este neapărat cămașă, sigur, e veșmânt, de fapt. Ei își împart toate hainele, mai puțin ceea ce probabil îl învăluia. Îl levuș este ceea ce te acoperă ca o haină, veșmântul lui, care nu este neapărat cămașă, dar este un veșmânt diferit de celelalte bucăți vestimentare pe care le avea. Pe acesta, nu, despre care ni se spune că nu avea nicio cusătură, știm din Evanghelie, nu, că era un veșmânt întreg. Pe acesta nu îl împart, pentru că el este expresia exterioară a faptului că și oasele și trupul rămâne intact. Este foarte interesant că Hristos purta acest veșmânt despre care ni se spune că nu avea nicio cusătură, deci nu a fost rupt și nu, fiindcă este imaginea trupului lui desăvârșit, care nu va fi zdrobit, nu va fi împărțit și nu va fi, deci, vătămat. Acest veșmânt care este întreg și care este imaginea trupului lui, pe acesta au dorit să-și-l ia și pe acesta au considerat că merită să-l ia. Este foarte interesant, din tot ceea ce purta Hristos, au ales veșmântul. Știi ce îmi spune textul acesta? Textul acesta, din perspectiva mea, vorbește despre drama universului. Drama universului nu e că Iisus a murit pe cruce, ci că soldații romani joacă zaruri la piciorul crucii lui Iisus. Și această îndeletnicire o avem până azi. Adică ne jucăm zarurile indiferenței noastre, încercăm să profităm pe aici pe acolo de câte o cămașă sau un veșmânt al lui Hristos sau câte ceva în punct de vedere material. Da. Când sacrificiul a fost imens, când aici a murit Fiul lui Dumnezeu, când aici s-a dat pe sine însuși și noi continuăm cu micile afaceri. Da. Este interesant aici că a trage la sorți pentru a lua o haină înseamnă și o cârdășie. Adică ce au putut să împartă și să rupă, au împărțit. Acest veșmânt însă, care era întreg și trebuia să rămână întreg, nu putea fi rupt, pentru că nu mai putea fi folosit. Și atunci cârdășia, se vede că erau mai mulți și acționau în același sens și că nici unul nu s-a opus. Pentru că asta înseamnă să tragi la sorți. Suntem toți de acord că tragem la sorți și cui îi revine, a lui va fi, nu? Asta mai înseamnă și că nu există nicio credință acolo, ci că, nu, prin a trage la sorți, astfel tu decizi. Da, mai avem 4 minute din emisiune. Vino, Doamne, în ajutorul meu. Vino de grabă în ajutorul meu. Trec mai departe peste multe, multe texte. Versetul 19, dar tu, Doamne, nu te depărta, tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Ce înseamnă lucrul acesta? Da, noi am tradus 20, este în ebraică, dar tu, Doamne, nu te depărta, sprijin îmi ești, de grabă vino în ajutorul meu. Vea ta, Adonai, altir hak, și tu, Doamne, nu sta departe, înseamnă. Nu sta în depărtare, nu te afla la distanță. Eialuti, sprijin al meu. Eialut are aproape aceleași consoane cu aielet de la început, ceea ce din punct de vedere rabinic este important, cu căprioara. Eialut și aielet, vedeți? Da, eialut, sprijinul meu. Sprijin al meu, că într-o ajutorul meu grăbește-te. Într-o ajutorul meu vino. Este tot un strigăt de ajutor. Este un strigăt de ajutor. Ezra, da, Ezra înseamnă, ajutorul Domnului. Este termenul care apare de cele mai multe ori în sintagma
cu ajutorul Domnului în ebraică, Bezrat Hashem, ajutorul vine întotdeauna de la Domnul. Acest termen înseamnă că nu există altă scăpare, numai la Domnul există scăpare. Eben Ezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Da, da. Da, Madea, din păcate ne îndreptăm spre final, mai avem 2 minute și vreau să te întreb, închizând Biblia, da, niște 2 lucruri simple și grele. Ești un cercetător credincios în Biblia ebraică, doctorat la Atena în anul... Nu, la Atena nu, dar am lucrat cu profesorul meu de la Ierusalim. N-ai înțeles, am zis că ești în secolul I. Dintre rabinii cercetători cu doctorat la Atena, da? Cunoști Vechiul Testament pe de rost. Vezi pe Mesia, că apare unul care îți zice Mesia. În momentul crucificării îți vin în minte toate aceste texte. Poți să recunoști în profețiile Vechiul Testament? Sau e dificil? E foarte dificil. De aceea e foarte problematic atunci când sunt acuzați aceia dintre evrei care au fost acolo și nu l-au urmat pe Hristos. Este foarte dificil. De ce este dificil? Pentru că singurul meu argument în acest moment ar fi, dincolo de toată cunoașterea pe care o avem, cu toții o avem, nu? Dacă e vorba de textul biblic, suntem foarte mulți cei care cunoaștem textul biblic și astăzi. Nu trebuie să avem un doctorat. Sunt oameni simpli care cunosc mai bine textul decât oameni care au doctorat. Dar, între practicanți, cu siguranță, dar cu toate că știm acest text atât de bine, sau măcar un pic îl știm, nu recunoaștem prezența Domnului. Legătura cu Divinul nu este ceva atât de la îndemână. Câți dintre noi recunoaștem prezența divină în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Pentru că de aici încep lucrurile. Să simțim prezența divină. Să simțim prezența divină întâi în lucrurile mari care ni se întâmplă și noi nu o simțim. Poate nu vrem, mai poate bine nu vrem, poate ne e greu, poate suntem prea orbi și prea îmbâxiți să vedem limpede, dar mă gândesc că numai o astfel de privire care poate surprinde Divinul ar putea recunoaște în cineva atât de umil ca Hristos prezența splendorii divine. Mi-ai răspuns foarte bine, mi-ai răspuns și îți mulțumesc. Îți mulțumesc eu, Cornel. Din păcate s-a încheiat, doamnelor și domnilor, vă așteptăm împreună cu noi la emisiunea Știrea Cea Bună. Întotdeauna avem ceva special pentru sufletul dumneavoastră. Astăzi a fost doamna profesor universitar, dr. Madea Axinciuc de la Universitatea București. Sunt Cornel Derveșan și nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Seara bună! Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.